Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un nou invitat. Așa că îi spunem un bun revenit domnului conferențial universitar dr. Sorin Bădrăgan, prodecan al Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea București, pastor al Bisericii Creștine Baptiste Providența din București și, de asemenea, președinte al Comunității Creștine Baptiste București. Domnule prodecan, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație! Iată-ne din nou că suntem la o nouă discuție, o nouă discuție cu o temă destul de complexă, așa cum de obicei am cu dumneavoastră, și în seara aceasta vă provoc la o temă de un interes major, aș spune. A fost o temă care a încins spiritele de-a lungul milenilor și încă astăzi se mai discută pe tema divinității și umanității Domnului Hristos în lumina morții, învierii și, bineînțeles, înălțării. Această dublă natură a Domnului Hristos, de om și de Fiul de Dumnezeu, întotdeauna a atras atenția comentatorilor, oamenilor de știință, a filozofilor, a multor oameni citiți, să spunem, care și-au permis de-a lungul timpului să facă tot felul de afirmații, ba împotrivă, ba pro, și-au dat cu părerea tot felul de specialiști sau mai puțin specialiști. Unii au negat umanitatea Domnului Hristos, alții au negat și neagă în continuare divinitatea Domnului Hristos. Unii le neagă pe ambele ca și cum n-ar fi existat pe pământul acesta, așa că împreună cu dumneavoastră vom încerca în seara aceasta să înțelegem această dublă natură, ce înseamnă, care sunt diferențele, dacă se completează, dacă se ajută una pe alta și, până la urmă, cum le putem noi privi ca un tot, ca un întreg, astfel încât noi, cei de astăzi și cei care vor veni după generația curentă, să putem înțelege corect natura Domnului Hristos și, bineînțeles, împreună să ducă la ceea ce ne dorim cu toții, și anume mântuirea noastră. Cum vi se pare întâi tema și câteva așa cuvinte de introducere? Tema cu siguranță este extrem de importantă, pentru că ea are de-a face cu unul dintre lucrurile de bază ale credinței creștine. E una din doctrinele fundamentale, esențiale, o doctrină care, dacă nu este îmbrățișată întru totul și în mod corespunzător, nu putem să ne bucurăm de statutul de creștini. Cine neagă divinitatea și umanitatea lui Hristos nu poate fi numit creștin, pentru că acceptarea acestei naturi duble în Hristos, dar într-o singură persoană, e de fapt un aspect esențial al mobilului mântuirii, al doctrinei despre mântuire. Noi oamenii nu am putea fi mântuiți dacă Iisus Hristos nu a fost și Dumnezeu și om, după cum afirmă credința creștină încă de la începuturile ei. Așadar, este o temă foarte importantă, este însă și o temă foarte dezbătută. Pentru că, după cum bine spuneați, încă de la început creștinilor li s-a părut foarte greu, chiar unora dintre creștini, să explice modul în care Iisus este Dumnezeu, fie Dumnezeu, fie om, dar după aceea amândouă în același timp. Și lucrul acesta s-a tradus prin apariția multor erezii care au avut în general însă intenția de a rezolva toate paradoxurile care au apărut din cauza acestei complexități extraordinare pe care doar Fiul lui Dumnezeu le putea avea venind în lumea noastră întrupat. Știu că omul este o ființă limitată. Materia aceasta cenușie cu care Dumnezeu ne-a înzestrat încearcă să înțeleagă efortul pe care îl facem câteodată, deși depunem destul de mult efort, nu ne ajută să înțelegem. Și mai sunt și alte concepte, bineînțeles, în viața aceasta și chiar în creștinism, pe care mintea cu greu le înțelege, dar în ceea ce Dumnezeu a făcut în planul acesta lui de mântuire, cu siguranță dubla această natură are un rol foarte important, mai ales că
Sfânta Scriptură ne spune lucrul acesta, că Domnul Hristos a fost parte, să spunem, integrată încă de la începutul creației, a fost pe tot timpul parte din ceea ce noi numim Trinitate, da, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, și apoi în momentul când a fost nevoie și când Dumnezeu a întrebat dacă cineva ar vrea să vină și cine este persoana respectivă care să vină și să ia natura umană și să plătească pentru păcatul nostru, El a fost acela care a făcut lucrul acesta. Pentru om e greu. Pur și simplu, mintea umană nu poate să înțeleagă lucrul acesta, dar noi, prin credință și, bineînțeles, bazat pe Sfânta Scriptură, acceptăm lucrul acesta. Am spus asta ca să trag o concluzie că există totuși un final și după secole și poate mii de ani de discuții s-a ajuns la o concluzie finală. Da, acum lucrul ăsta pe care spuneați că e dificil să înțelegem cu mintea noastră e un lucru pozitiv. Pentru că dacă ne e greu să înțelegem cum este Hristos, cum poate fi Hristos și Dumnezeu și om în același timp, asta dovedește că Dumnezeu este mai mare decât noi. Și lucrul acesta e întotdeauna o lecție bună pe care, de fapt, n-ar trebui să o uităm vreodată. Dacă mintea noastră ar putea diseca toate adevărurile pe care Scriptura le afirmă, toate lucrurile despre Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu ar fi Dumnezeu. Tocmai limitarea minții noastre e o dovadă că noi suntem dintr-o de o altă factură, de o altă natură, și anume suntem creaturi. Dumnezeul nostru e deasupra, în limbaj mai tehnic, El transcende puterea, universul nostru, puterea noastră de cunoaștere, și sunt destul de multe lucrurile pe care trebuie să le acceptăm prin credință. Însă mie îmi place foarte mult un dicton, un principiu pe care l-au enunțat și alții înainte de Anselm de Canterbury în secolul XII, dar el a zis un foarte frumos: fides quaerens intellectum, care înseamnă credința care caută înțelegerea. Așadar, noi credem toate lucrurile pe care le spune Sfânta Scriptură, nu întotdeauna le percepem de la început, dar trebuie să le credem. Trebuie să credem că Dumnezeu este Sfântă Trăime. Trebuie să credem că Iisus Hristos este Dumnezeu și om în același timp. Așadar, credem și după ce am crezut, încercăm să înțelegem. Nu, mai întâi încercăm să înțelegem pentru ca să credem. Și dacă ne amintim, mai ales că nu de mult am sărbătorit Paștele, aceasta a fost lecția pe care Domnul Iisus Hristos i-a dat-o lui Toma. I-a spus: Tomo, tu ai văzut și apoi a crezut. Ferice de cei care cred fără să fi văzut. Suntem chemați așadar să credem, dar pentru că Dumnezeu ne-a dat și materie cenușie, cum spuneați, e foarte important să o folosim și pentru a înțelege lucrurile Domnului și ale Scripturii. Le spun uneori studenților care se cam blochează, după cum ne blocăm toți, dacă suntem onești în fața miracolului dumnezeiesc, se cam blochează și spun: dar de ce nu învățăm versete din Biblie și încercăm să pătrundem toate lucrurile astea? De ce să ne pierdem vremea, zic uneori, unii cu alte cuvinte, cu aceste lucruri destul de complexe? Și obișnuiesc să le răspund: bine că ne folosim mintea să citim tot felul de lucruri, să ne gândim la tot felul de lucruri, să dezvoltăm tot felul de lucruri în IT, în toate domeniile existenței umane, dar numai când e vorba să înțelegem pe Domnul cu mintea pe care El ne-a dat-o și în măsura limitată pe care o putem atinge, bine că atunci, dintr-o dată, mintea noastră nu mai e bună să funcționeze și ar trebui doar să rămânem la ABC. Cred că Dumnezeu ne-a lăsat rațiunea pentru că a vrut să ne facă asemenea Lui. E un punct comun, e un aspect al chipului Dumnezeu în noi, oamenii, dar este și un mobil prin care Dumnezeu vrea ca noi să-L cunoaștem pe El. Cunoașterea, bineînțeles, personală, intimă, este esențială, dar ea, de fapt, nu poate fi făcută în afara rațiunii. Pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu, ne-a făcut un tot unitar. Și
De aceea e dificil să ne punem mintea să înțeleagă, dar ar trebui să o facem. Și noi credincioșii secolului 21 repede apelăm la lucruri din astea simpliste, la postulări, credința trebuie să fie simplă, teologia e complicată, e pentru minte, e seacă. Nu, teologia nu e seacă pentru că teologia înseamnă cuvânt despre Dumnezeu. Și noi trebuie să facem lucrul acesta pentru ca să-L cunoaștem pe Domnul. Mă tem că nu e vina teologiei că e un pic mai complexă uneori, pentru că teologia ce înseamnă decât să explicăm cuvântul, ci e vina noastră că ne-am cam lenevit și ne place în loc să cântăm cântările vechi, spre exemplu, care au și învățătură, care spun ceva, imnurile, la refren vrem să repetăm de 10 ori Iisus mă iubește. Suntem o generație care a lenevit în ce privește efortul de a cunoaște, de a ne folosi rațiunea, dar lucrul acesta ar trebui să se schimbe, pentru că îl cunoaștem și îl iubim cu Dumnezeu, pe Dumnezeu cu inima, dar și cu mintea. Așa este și haideți și de data aceasta și în seara aceasta să facem un exercițiu de gândire și, bineînțeles, sub călăuzirea Duhului Sfânt, să încercăm să ne aducem aminte de trei momente speciale din viața Domnului Hristos și ei vorbim despre moarte, înviere și înălțare. Dacă vorbim despre moarte, am putea spune că Domnul Hristos fiind om, ca orice om, era foarte simplu de murit. Da? Un om poate muri fără nicio problemă. Dar apoi vine întrebarea, dar totuși cum s-a putut face lucrul acesta, el fiind și Dumnezeu în același timp? Poate Dumnezeu să moară? Apoi, când vorbim despre înviere, iar ne gândim, care din cele două naturi a înviat? Natura umană sau natura divină? Sau ambele? Da? Toate se leagă și când vorbim despre înălțare deja avem o mare problemă, pentru că avem o problemă de fizic, o problemă de înțelegere a științei, cum se poate un om înălța, cum un om poate levita și mai mult să străbată cerul. Uneltele pe care le avem astăzi la dispoziție nu permit, tehnologia de astăzi nu permite nimănui, unui om să poate face acest lucru, așa că ne întrebăm, cine s-a înălțat, omul sau spiritul? Haideți să ne uităm la aceste trei momente din viața Domnului Hristos și să vedem ce putem spune despre cele două naturi și modul în care ele au lucrat sau, știu eu, s-au opus unealtă. Dacă putem spune de o contradicție între cele două naturi, ceea ce nu prea cred. Dar totuși ne punem și întrebarea asta. Da. Acum, într-un fel, ca un preambul al acestei discuții punctuale pe cele trei momente, ar fi util să menționăm ceva ce deja ați remarcat în începutul, la începutul emisiunii noastre, și anume că nu doar omenie, dar chiar dintre creștini au găsit foarte dificil de acceptat faptul că Iisus Hristos a fost Dumnezeu și a fost om în același timp. Unii au negat, pe de o parte, divinitatea Domnului, alții, pe de altă parte, umanitatea Lui. Și demersurile au fost încă din primele veacuri. Să le luăm pe rând. Au fost unii care au negat divinitatea Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că pentru oamenii secolului I începând, mai ales dacă ne gândim, creștinismul a apărut în cadrul iudaismului. Acum erau și religiile romane, romanii erau sincretiști, adică împrumutau zeități și practici spirituale, religioase de la toate popoarele pe care le cucereau, mai ales de la cei care păreau a fi la momentul respectiv un pic mai avansați cultural, pentru că au fost, spre exemplu, grecii, dar și orientalii cu zeii Mitras, Cibele, Isis și Iris și alții care au fost cumva așadar un cadru mai larg, însă creștinismul s-a definit în mod deosebit în raport cu iudaismul. Iudaismul era, bineînțeles, monoteist. Nu-i așa? Deuteronom 6, Shema Israel, ascultă Israel, e un singur Dumnezeu. Există
un singur Dumnezeu, politeismul fiind un semn al păgânismului. Ori creștinii, nu neapărat în primul rând prin teoria lor, prin învățătura lor, dar prin practica lor, au experimentat așadar că Tatăl este Dumnezeu, dar că și Fiul, Iisus Hristos, este Dumnezeu și, de fapt, și Duhul este Dumnezeu. Foarte târziu, ar zice, adică, sau mai târziu, să spunem, în secolul al doilea, teologul vestic Tertulian oferă expresia aceasta spre finalul secolului al doilea, la 180-200, dar pe la 180, oferă, propune acest termen Trinitas. Trinitate apare foarte târziu. Ei, pentru oamenii din primele secole, Dumnezeu trebuia să fie neapărat unul. Ființa supremă, și asta e și o influență de la Platon, de la filozofii greci, pentru care ființa supremă nu putea fi repetabilă. De-aia e supremă, că e numai una. Nu poate fi nimic altceva ca ea. Și atunci, dacă Dumnezeu este unul, Tatăl este Dumnezeu, îl vedem și în Vechiul Testament, deci doar Tatăl este Dumnezeu. Iisus nu poate fi Dumnezeu pentru că Dumnezeu este unul. Ei nu puteau concepe că o a doua persoană poate avea substanță, poate avea natură divină. Și atunci au fost unii, spre exemplu, încă din primele secole, chiar primul secol, al doilea, ebioniții, care spuneau că Iisus a fost un simplu om care s-a născut, a trăit o viață frumoasă, dar la un moment dat, la botez în general, la botez a fost adoptat de adopționism. L-a fost adoptat de Dumnezeu Tatăl și a devenit un fel de, nu chiar Dumnezeu egală natură, pentru că natura divină poate aparține doar Tatălui. Alții, Arie, dar mai târziu, pe la anii 300, a spus că, iarăși, doar Tatăl poate fi Dumnezeu, Iisus este o creatură. Este cea mai înaltă creatură. Este creat de Dumnezeu înaintea creației. Ajută la creație, dar rămâne creatură. Așadar, și ca urmare a învățăturii lui Arie, a fost chemat, a fost convocat Conciliul de la Nicea din 325, primul mare conciliu așa numit universal, ecumenic, ocazie cu care Fiul a fost declarat ca având aceeași natură cu Tatăl, aceeași substanță, așa numitul homoousion sau homoousios, aceeași substanță cu Tatăl. Deci, substanță divină. Iisus este divin, cu alte cuvinte. Așadar, acestea ar fi, să zicem, principalele învățături care spuneau că Iisus nu poate fi Dumnezeu. Acum, a mai fost și sabelianismul, o altă erezie care spunea, Sabelius spunea că, iarăși, Dumnezeu poate fi numai unul și Tatăl, Fiul și Duhul sunt, de fapt, moduri în care același Dumnezeu ni se prezintă. Ni se prezintă când Tată, când Fiu, când Duh Sfânt. Ei, astea sunt ereziile care negau că, că Domnul Iisus ar fi fost Dumnezeu. Ereziile care negau că Iisus ar fi fost om sunt docetismul sau docetismul. Docetismul vine de la verbul grecesc docheo, care înseamnă apărea. Ce spuneau aceștia? Asta era o influență gnostică. Gnosticii erau o mișcare nu neapărat eretică, dar așa pe lângă, avea elemente și din iudaism, și din elemente orientale. Ei, și spunea că materia este rea. E făcută ca un semn de răzvrătire a unei ființe spirituale. În fine, e, cum zice englezul, to cut a long story short, să scurtăm o poveste lungă. Materia fiind rea, Iisus nu putea să aibă trup uman, pentru că materia e rea. Dumnezeu nu putea să-și asume trupul uman. Și atunci, când ne uităm în Scriptură,
de fapt Iisus părea să fie om. El n-a fost om. El părea. Docetismul a fost apri combătut de unii dintre părinții bisericii. O altă erezie a fost apolinearismul. Apolinarie a fost un învățător care spunea că Domnul Iisus nu a avut trup uman ca noi, ci el a venit cu trupul din cer. Trupul ceresc al Domnului Iisus. Deci nu era om 100% ca noi. Iarăși pentru același motiv. Iisus era Dumnezeu purtător de carne, dar carnea asta nu era trupul nostru. Ei, cam acestea sunt principalele erezii pe care le vedem în prima perioadă. Ele s-au și repetat și astăzi Marturile Lehova repetă erezia arianismului, spre exemplu. Iisus nu e considerat Dumnezeu adevărat, Duhul e doar o forță și, bine, au fost alții care au spus mai târziu că Duhul este doar o forță, pneumatomahii, dar cert este că greu s-a acceptat că Iisus este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și lucrul acesta, într-adevăr, la Calcedon, în 451, la Conciliul de la Calcedon, cele două naturi au fost afirmate ca fiind complete în Hristos. Dar, foarte interesant, excepția notabilă, unica, din tot universul acesta, în care într-o persoană sunt două naturi. Noi oamenii suntem persoane, suntem indivizi și în noi este o singură natură, natura umană. Nu-ți poți imagina și nu se poate ca într-un om să fie două naturi, și animală și umană. Deși uneori, dacă ne gândim în istorie, unii s-au comportat ca niște fiare, dacă ne gândim la Holocaust, la tot felul de lucruri abominabile pe care unii din semeii noștri le-au făcut. Dar noi suntem purtători ai unei singure naturi. Iisus Hristos este singura persoană, e o persoană care are în ea două naturi. Natura divină și natura umană în mod complet. El este Dumnezeu 100% și este om 100%. Și aceste două naturi, așadar, nu au creat o a treia natură. Ele sunt distincte, dar unite în Hristos. Aceasta este baza. De aici trebuie să plecăm. Preambulul. De aici trebuie să plecăm. Și atunci mergem mai departe. Spre evenimentele care tocmai le-am menționat și să vedem exact aceste două naturi după ce s-a agreat, așa cum spuneați că la Calcedon, da? Cele două naturi au fost considerate ca pline, da? În Domnul Hristos. Ne întoarcem, haideți să începem cu moartea Domnului Hristos. Până la urmă, toată această încercare prin care a trecut Fiul lui Dumnezeu, toată această suferință, toată această flagelare pe care a suportat-o, răstignire, da? A fost prezentă în totalitate natura umană și natura divină sau doar una dintre ele? Până la urmă, cât de mult l-a durut? Haideți să o luăm așa pe înțelesul celor care ne ascultă. Cât de mult l-a durut pe Domnul Hristos și răstignirea, suferința pe cruce, dar și, bineînțeles, ceea ce a fost înainte, bătăile, coroana de spini și celelalte atrocități pe care și cei din jur și, bineînțeles, soldații romani le-au făcut asupra lui. Acum, lucrurile nu s-au terminat cu Calcedon. Am scurtat povestea lungă. De fapt, ele s-au dus și după. Au apărut discuții vis-a-vis de natura umană a Domnului Iisus. Și au mai fost vreo două concilii importante după aceea. A fost Domnul Iisus, la Constantinopol, a fost Domnul Iisus uman ca noi, adică având nu doar trup, ci având și suflet. A avut Domnul Iisus voință umană și învățătura curată și clară este că umanitatea Domnului Iisus, fiind totală, completă, trebuie în mod necesar ca Domnul Iisus să fie avut ce avem noi. El a avut un trup, sarx, trup uman,
a avut suflet uman și asta înseamnă și include și voință umană. Dar voința sa umană s-a ascultat, s-a plecat în fața celei divine. Și probabil că vedem, spre exemplu, în Ghețimani, când Domnul Iisus se roagă, Tată, dacă e putin să îndepărtează paharul acesta, acolo vedem un semn al prezenței, al umanității autentice, de pline autentice a Domnului Iisus Hristos. Și apoi natura lui, voința lui se pleacă și spune, Tată, facă-se voia ta, nu voia mea. Acum, e iarăși o discuție foarte complexă și de ceva vreme oamenii întreabă cine a murit pe cruce, până la urmă? Domnul Iisus a putut muri? Cum s-a putut cu el să moară? Ei bine, trebuie să spunem de la început că Dumnezeu nu poate să moară. Dumnezeu este viața în El însuși. El este sursa vieții. El nu doar a vieții fizice, dar în primul rând pentru noi a vieții fizice. Dacă Dumnezeu își ia mâna deasupra creației, totul se întoarce de unde a venit. Și anume din nimic. Noi afirmăm împreună cu învățătorii încă de din primele secole, ex nihilo, creația ex nihilo, creația din nimic. Fără intervenția, fără puterea lui Dumnezeu manifestată prin Duhul Sfânt de ținere în existență a acestei creații, ea s-ar duce de unde a venit. În nimic. N-ar mai exista nimic. Sfânta Treime este Dumnezeu. Avem un singur Dumnezeu în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul. Ori nu a existat, nu există și nu va exista vreodată ceva care să altereze relațiile, să facă cumva ca această ființă, ca această Sfântă Treime, Trinitate, să nu existe pentru trei zile, pentru trei luni, pentru o perioadă. Nu se poate, nu există. Dumnezeu nu poate muri. Moartea este o pedeapsă, e o parte a blestemului care a căzut asupra creației. Dar în ființa Domnului Iisus Hristos, în persoana Domnului Iisus Hristos, cele două naturi, ele sunt distincte, din nou, Iisus este Dumnezeu, Iisus este om, dar aceste două naturi sunt unite. Nestorianismul a fost o erezie. Nestorie în secolul 5 spunea că, de fapt, așa a ajuns în istorie. Unii critici spun că, de fapt, n-ar fi zis el chiar așa, că au fost niște intrigi ale lui Kiril, al Alexandrei. În fine, iarăși o poveste lungă. Dar nestorianismul este cunoscut ca erezia în care afirmă că Iisus ar fi fost, de fapt, două persoane. Pe de o parte, el ar fi fost Dumnezeu și pe de altă parte ar fi fost om, fiul lui Iosif și al Mariei. În Domnul Iisus Hristos, cele două naturi au fost unite. Deci nu avem două persoane, avem o singură persoană. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că El e una. El e Dumnezeu om. Când Iisus Hristos a murit, da, natura lui umană a murit, a suferit. Natura lui umană a murit. Dar pentru că Iisus este una, El este o singură persoană, Dumnezeul om, atunci se poate spune că Dumnezeu și-a dat viața. Pentru că Iisus Hristos este o singură persoană. Iisus Hristos, Dumnezeul om, a doua persoană a Dumnezeirii, da? Iisus Hristos a murit. Dar nu în natura lui divină, ci în natura lui umană. Dar pentru că cele două sunt unite în Hristos, se poate spune că Iisus Hristos, Dumnezeul om, și-a dat viața pentru noi. Și atunci, ce putem spune este că, da, Iisus Hristos a murit, natura lui divină împreună cu sufletul său uman, însă nu au murit. Sufletele noastre, nici ale noastre nu mor, ca oameni.
Trupul nostru, când plecăm din lumea aceasta, trupul nostru, da, este supus putrezirii, el moare, dar sufletul nostru așteaptă judecata finală. Sufletele noastre sunt nemuritoare, fie în prezența lui Dumnezeu, fie în locul pedepsei, în iad. Așadar, cu atât mai mult, sufletul Domnului Iisus Hristos a depășit pragul acesta al morții, dar a doua persoană a Dumnezeirii, Dumnezeu, nu putea muri. Și Dumnezeu nu a murit. Pe cruce, strigătul Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul pentru ce m-ai părăsit, este strigătul pe care Iisus, ca Dumnezeu om, îl afirmă, dar, iarăși, fiind o singură persoană, ce îi se potrivește naturii umane, îi se potrivește întregii persoane a Domnului Iisus Hristos. Mai târziu, adică și încă din vremea lui Tertulian, în secolul al II-lea, ideea aceasta a fost lansată chiar de Tertulian. Mai târziu, ea avea să se numească, mai tehnic, comunicatio idiomatum, adică interschimbabilitatea caracteristicilor. Ceea ce se potrivește naturii umane se aplică întregii persoane, inclusiv cele divine. Ce se potrivește naturii divine se aplică întregii persoane, inclusiv naturii umane. Așadar, Iisus Hristos nu poate fi privit decât ca o singură persoană. Are două naturi și moartea lui, a naturii sale umane, se aplică întregii ființe, întregii persoane a lui Hristos. Și atunci putem spune că Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. Dar natura divină nu poate muri și nu va muri niciodată. Și atunci, la înviere, a înviat ce a fost mort. A fost mort trupul. El a înviat, a fost adus la viață prin Duhul, prin puterea Duhului, cum ne explică Apostolul Pavel în mai multe locuri în Noul Testament. Trupul acesta înviat al lui Hristos a fost reunit cu sufletul său, lucru care ni se va întâmpla, după cum ne promite cuvântul Domnului, și nouă, când Domnul se va întoarce, dacă vom fi trecut din viața aceasta să-L așteptăm, dacă vom fi murit până Domnul se întoarce, trupurile celor, și de fapt ale tuturor celor care au plecat din viața aceasta și care au murit în Hristos, ele vor fi înviate și vor fi reunite cu sufletul care a așteptat ziua judecății. Și atunci, asta a înviat. A înviat ceea ce a murit. Trupul Domnului a fost reunit cu sufletul său uman și cu natura divină. Iar acum, după cum ne spune și Apostolul Pavel în 1 Timotei 2:5, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care este și Dumnezeu. Și Domnul Iisus este Dumnezeu om. El și-a însușit natura umană. Este unul dintre misterele, una dintre tainele extraordinare ale creației, ale Universului, cum Dumnezeu a păstrat în ființa sa și-a însușit natura umană pentru eternitate, comunicându-ne că El ne vrea pentru totdeauna. El vrea să țină creația Lui, să țină pe om aproape de El pentru totdeauna. Unii dintre părinții bisericii din primele veacuri spuneau că ei considerau că Domnul Iisus ar fi luat trup de om chiar dacă noi nu am fi păcătuit. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe creatura sa, pe om, încât a vrut să-l țină în el, să-l aducă în el. Și foarte frumos spunea cineva, tot așa citesc din memorie, că dacă un singur om ar fi fost pe pământ și ar fi avut nevoie de această jertfă, Dumnezeu ar fi dat-o. Domnul Hristos ar fi venit și pentru un singur om, dacă ar fi fost pe pământ, ca să moară și să-l aducă la viață prin înviere, prin să-l aducă la mântuire. Foarte frumoasă această, să spunem, operă de artă pe care Dumnezeu a făcut-o în planul său de mântuire al omenirii. Dar
Și într-adevăr, înțelegerea e dificilă, trebuie să fii atent și să-ți dorești să înțelegi și mai mult să accepti ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Dacă ne uităm la momentul de după înviere și în mod specific la înălțare, aici lucrurile se complică, a spune, pentru că, vă spuneam, legile acestea fizice sunt niște legi bine definite, oamenii de știință le cunosc. Înălțarea aceasta, plecarea de la pământ, practic încalcă niște legi ale fizicii, da? Gravitația ne spune că pământul trebuie să ne atragă, pământul trebuie să ne țină pe suprafața lui. E, din potrivă, Domnul Hristos face lucrul acesta. Bineînțeles, au mai fost și alte locuri în care Domnul Hristos a încălcat gravitația, dar nu știu mai multe umblatul pe mare, da? Pentru o mică perioadă și Petru a reușit să o facă, da? Dar au fost și alte minuni dintre acestea care trecerea acesta prin timp și spațiu, da? Arătarea dintr-o parte în altă, apariția în camera unde erau ucenicii, sunt tot felul de evenimente dintre acestea care, să spunem, încalcă, trece peste legile fizice, dar înălțarea este un moment special pentru că spune Biblia că ucenicii l-au văzut. În momentul de acela ne întrebăm, trupul acela, ce trup era? Era același trup care a fost pe cruce, același trup care a înviat sau trupul acela ceresc care s-a înălțat și, într-adevăr, era și vizibil în momentul respectiv? E greu să spunem ce trup era mai mult decât chiar același. Și o să vă spun, explic ce anume înseamnă asta. Pentru că nu-l putem analiza. Da? Origen, unul dintre părinții bisericii, a dat o explicație foarte interesantă acestui fenomen. El spune că ce s-a întâmplat cu Domnul Hristos se va întâmpla și cu noi. Și el cum explică? El spune așa, el spune că trupul, și nu o să intru în terminologia din limba greacă, să nu sune mai complicat decât este. Dar Origen spunea, trupurile noastre au două coordonate, două aspecte. Un aspect este natura lor și un alt aspect este materia. El spune forma și materia. Materia se schimbă. Forma însă rămâne aceeași. La ce se referă Origen? Și ca să ilustrez lucrul acesta, mi-amintesc de ce mi s-a întâmplat cu fetele mele șugubețe, care erau mai mici, n-au făcut acum asta adolescente fiind, dar mai mici au văzut o fotografie cu mine, cu mine, eram într-o tabără cu tinerii de la noi, de la biserică, dar o fotografie făcută în urmă cu vreo 16 ani. Acum, unora le e greu să mă creadă, dar cred că tu mă crezi mai cu spor, cu mai mare ușurință. Au fost o vreme în care eu aveam și am avut și păr și l-aveam și vâlvoi, eram prezentabil. Și fetele au văzut fotografia și într-un mod șugubăț au întrebat, cine e aici? Da, ele știau că sunt eu, că s-au uitat la mine, la soție și au râs. Eram tot eu, dar mai slăbuți, cu podoabă capilară. Între timp lucrurile s-au schimbat. Dacă mă duc cu mai mulți ani în urmă, mă duc cu 30 de ani, cu 40 de ani în urmă, tot eu sunt. Mult mai mic, arătând altfel, chiar mai slab, cu mai mult păr. Dacă mă duc cu vreo 35-40, de fapt nu prea aveam, că mă tundeam la zero deseori. Sunt tot eu. Noi suntem aceeași persoană. Dacă ne uităm în urmă, ori și în momentul acesta, și în urmă cu 20 de ani, și în urmă cu 40 de ani, dar arătăm diferit. Materia, substratul material, zicea Origen, e altul. Dar persoana e aceeași.
arătăm ușor diferit, dar persoana e aceeași. Și el spune, așa va fi și cu trupurile noastre înviate. Așa a fost și cu trupul lui Hristos. Gândiți-vă că Domnul Iisus a fost recunoscut de ucenici. A fost recunoscut atunci când s-a arătat pe malul Mării Tiberiadei, i-a așteptat cu pește, le-a zis, aruncați mreaja de cealaltă parte, l-au recunoscut, este Domnul. Petru s-a dus repede să-l vadă pe Domnul Iisus că avea de reparat niște greșeli pe care le făcuse. După aceea Domnul Iisus era în prezența lor când s-a înălțat și îngerii au revenit, nu? În Fapte, capitolul 1, și le-au spus, nu vă mai uitați, Hristos se va întoarce. În toată perioada aceasta de după înviere, Domnul Iisus a fost recunoscut de ucenici. Domnul Iisus a mâncat și probabil că după înviere, până la înălțare, Domnul Iisus a avut un trup înviat, dar probabil intermediar, spun teologii. Trupul glorificat a fost primit, forma glorificată atunci când se înălța. Pentru că noi credem că, spune și cuvântul Domnului prin gura Apostolului Pavel, împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie prin Duhul lui Dumnezeu. Deci, eternitatea nu va fi un ospăț, o înfructare din mici și din grătare, ci ea are o pronunțată dimensiune spirituală și noi vom fi împliniți pentru că Iisus va fi totul în toți. Așadar, trupul Domnului Iisus Hristos este înviat, el nu mai este constrâns de toate limitările legilor fizice, el poate să intre într-o cameră unde ușa este închisă, el este un trup probabil prezent în mai multe locuri unde Hristos vrea să fie în același timp, dar cu siguranță Hristos cel înălțat primește o ultimă fază a glorificării trupului său, care este într-un fel același trup, dar în formă glorificată. Și noi credem că, pentru că Dumnezeu este atotputernic, în ziua judecății, într-un mod în care numai Dumnezeu își poate manifesta puterea, trupurile celor care au murit în urmă cu sute de ani, cu mii de ani, vor fi aduse înapoi la viață. E interesantă tema aceasta recurentă pe pereții unor mănăstiri. Eu fiind din zona Bucovinei, am văzut deseori imaginea aceasta a judecății, când într-un mod foarte plastic pictorii vreau să spună, de fapt asta este o învățătură care vine, o redare a învățăturii care vine de la părinții bisericii, care încercau să-și imagineze cum anume oamenii care au fost mâncați de fiare sălbatice sau care au murit în incendii sau au murit înecați în mare. Dacă vă uitați pe unele din imaginile acestea, redările acestea ale judecății finale, sunt animale care își cască gura și de acolo ies oameni, o femeie care simbolizează pământul scoate sicriele, una care simbolizează marea, dă înapoi navele, bărcile pe care oamenii au navigat pe mare. Așadar, într-un mod pe care noi nu-l cunoaștem, pentru că depășește puterea noastră de înțelegere, Dumnezeu va aduce înapoi la viață trupurile noastre. Vor fi aceleași trupuri, dar glorificate. Foarte important și vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile acestea. Acum, cât de greu sau cât de ușor ar fi pentru cineva ca noi, pentru spectator, să înțeleagă divinitatea și umanitatea aceasta în cele trei momente, asta depinde de fiecare și de credința fiecăruia. Bineînțeles, și de cât de mult au mai citit sau știu, au studiat Sfânta Scriptură. Important este că dumneavoastră ne-ați explicat în mod foarte, foarte frumos pe înțelesul nostru. Până la urmă, concluzia finală este că Domnul Hristos a fost un unicat, a fost singur, un singur trup, atât și ca om, și ca Dumnezeu. Până la urmă,
Altfel n-am mai fi putut să zicem că Dumnezeu și-a dat viața pentru noi și asta este poate cel mai important lucru, că prin El avem mântuirea. Plecând de la explicația aceasta, ar trebui să tragem o concluzie. Până la urmă, dacă ar fi să ne uităm la tot ce a făcut Domnul Hristos și la toată această, să spunem, viață pe care a dus-o, s-a născut, da? A crescut printre noi, a avut absolut toate nevoile ca un om oarecare. A murit și a înviat, da? Dacă ar fi să tragem și să luăm în continuare cele două naturi, până la urmă, credinciosul de rând, omul care poate nu are acces la cele mai multe informații, ba dimpotrivă este hăituit de tot felul de învățături și i-ați amintit învățătura martorului lui Jehova care perpetuează erezii. Și mai sunt și alte erezii care vin așa mai pe furiș, mult mai bine așezate în mintea oamenilor, mai ales în momentele astea în care internetul abundă de tot felul de învățături. Până la urmă, pentru omul de rând, pentru credinciosul care trebuie să știe, să spune minimul minimorum, astfel încât să nu o ia nici în stânga, nici în dreapta și să-i fie de folos, astfel încât să-și ducă mântuirea aceasta până la capăt. Care credeți că ar fi, să spunem, punctul sau punctele acelea pe care un om ar trebui să le țină minte? Acum, trebuie să spun neapărat ceva despre acest mini-minimorum. Noi ca și credincioși, ca ucenici ai Domnului Iisus, nu avem voie să rămânem la mini-minimorum. Dacă ne găsim vreme să ne uităm la meciuri, să ne uităm la telenovele, să ne uităm la filme, să stăm pe Facebook ore întregi în fiecare zi și să ne jucăm pe calculator, atunci nu avem nicio scuză să lăsăm Domnului mini-minimorum. Domnul trebuie să-i dăm mai mult decât pierdem vremea cu toate celelalte lucruri. Dar nu ne mulțumim cu mini-minimorum, ci aș spune mai degrabă care e punctul de plecare. Ce trebuie să cred și apoi să caut să înțeleg. Da? Fides quaerens intellectum. Credința care caută înțelegere. Ce trebuie să cred? Trebuie să cred că Iisus Hristos este Dumnezeu. Și că Iisus Hristos a fost om. Ca noi. A fost om adevărat. Că Iisus Hristos a fost și este Dumnezeu om. Dumnezeu întrupat. Că Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi. Și că jertfa Lui este suficientă pentru mântuirea noastră. Acest lucru pe care l-am discutat astăzi este esențial pentru mântuirea noastră. Iarăși ne întoarcem la unii dintre părinții bisericii care au afirmat lucrul acesta încă din secolul al II-lea cu Irineu și generație după generație până Ansel de Canterbury și mai târziu. De fapt, până astăzi noi spunem că divinitatea și umanitatea lui Hristos sunt de necesitate soteriologică. Adică Iisus Hristos trebuia în mod necesar ca să fie și Dumnezeu și om. Este esențial. Punctul de plecare este să credem că Iisus a fost Dumnezeu și om, pentru că altfel nu putem fi mântuiți. De ce? Cine a greșit înaintea lui Dumnezeu? A greșit omul. Dar omul este sărac lipit pământului. Nu are resurse să plătească pentru păcatele lui, pentru vina lui înaintea lui Dumnezeu. Cine poate să plătească? Singurul care poate plăti este Dumnezeu. Și atunci, Iisus Hristos, în persoana lui, plătește ca om adevărat lui Dumnezeu, îi plătește prețul pentru că este și Dumnezeu, Dumnezeu acceptă că El să plătească în locul nostru. Da? Iisus, pentru că e om, plătește, pentru că e Dumnezeu, își permite prețul. De aceea este fundamentală învățătura aceasta. E ușor mai, adică ușor, mai dificil de înțeles în anumite aspecte, mai ales dacă ne uităm în istorie, dar e foarte important să cunoaștem și istoria unei învățături, a unei doctrine, pentru că încercând să cunoaștem istoria asta, o putem evita, să nu-i repetăm greșelile. Am dat exemplu arianismul,
erezia pe care Martorul Iehova o propagă acum. Dacă am cunoaște discuțiile care au avut loc în secolul IV, asta am fi blindați cu argumente pe care să le folosim astăzi. Și toate învățăturile astea sunt, spuneam, de fapt, modul în care noi explicăm ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Domnule prodecan, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune și de data aceasta a fost o încântare, o binecuvântare să stăm de vorbă. Cu permisiunea dumneavoastră vă mai invităm și altă dată și sperăm că și de data aceasta, așa cum până acum s-a dovedit, emisiunea va fi foarte apreciată și, bineînțeles, cei care ne urmăresc ne vor trimite încurajări și, bineînțeles, comentarii și poate, cine știe, propuneri pentru alte teme. Poate nu chiar atât de dificile, dar cu siguranță alte teme. Vă mulțumesc și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze în demersul important pe care îl faceți de a ajuta credincioșii și oamenii în general să cunoască elementele esențiale și nu numai, să fie capacitat să facă față provocărilor pe care le avem din toate direcțiile în lumea asta în care trăim. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!